Faleza din centrul vechi al Constanței s-a transformat pentru o zi într-un adevărat portal dintre trecut și prezent. Ne aflăm așadar între tradiție și între element suprarealist, între consumism și între frumusețea expoziției de fotografii. Prin această expoziție, Fotografia în stradă, am vrut să readucem oamenii în centrul vechi al Constanței, să rememoreze tradițiile fotografiei, începutul fotografiei, când la developare se atârnau pe sârme, pe sfori. Expoziția nu are o temă anume, fotografii au adus, s-au acoperit toate genurile de fotografie, aproape toate genurile. Expun 27 de fotografi din țară și din străinătate, din Israel. Avem onoarea să-l avem ca expozant pe domnul Raz Tomesco din Israel. Pe aici au pășit artiștii care au lăsat în urma lor unele dintre cele mai emoționante ipostaze umane surprinse în fotografii. Marele este o sursă nemărginită de inspirație. E vreme bună și e un mod foarte bun, după părerea mea, de a scoate lumea pe străzi pentru ceva frumos, până la urmă, că avem nevoie de așa ceva. Am contribuit cu câteva imagini și mă bucur că pot să adaug puțin o pată de culoare la toată zona asta de aici. 90% din inspirație ți-o dă marea și casino, dar după aceea găsești inspirație la tot pasul. Dacă mergi puțin pe stradă, e imposibil să nu-ți atragă atenția oamenii, locurile. Cum știți când este momentul acela când trebuie să apăsați pe aparat ca să iasă poza perfectă? La început nu știi. Apeși la întâmplare de 100 de ori și îți dai seama că undeva acolo n-alea 100 ceva e și te obișnuiești și începi și apeși doar de 2-3 ori, le simți la un moment dat, nu mai e cazul să mai gândești foarte mult. Turiștii au fost cei mai încântați de creațiile efemere și asta pentru că au fost expuse chiar între două terase pitorești care te invită într-o atmosferă aparte. Mulți dintre ei s-au refugiat în fața unui ceai și au contemplat fiecare ilustrație în parte. Expoziția de pictură în stradă deschide șirul evenimentelor inedite care își propun să promoveze arta și cultura și să reînvie atmosfera de altădată a uneia dintre cele mai spectaculoase zone din Constanța.